Invitați de seamă din domeniul medical, specialiști din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina și cei mai de seamă reprezentanți ai administrației locale și județene au participat la prima parte a celei de-a doua ediții a manifestării intitulate sugestiv Zilele Medicale Slătinene. Cu această ocazie s-a făcut o scurtă radiografie a evoluției unității medicale, atât din punct de vedere al dotării materiale cât și umane. Au fost momente în care s-a evidențiat atât dăruirea personalului medical, care contribuie anual la înlăturarea suferinței a 10.000 de pacienți care trec pragul spitalului, cât și ambiția factorilor responsabili de soarta spitalului de a-l transforma într-o unitate medicală modernă. Este un eveniment emoționant, cred că și momentul de reculegere pentru toți colegii noștri care nu mai sunt printre noi, cât și filmul de prezentare al spitalului care a pus accent pe faptul că și medicii sunt oameni și că și medicii la un moment dat devin pacienți. Aveam nevoie de un astfel de eveniment, astfel să întregim actul medical care se întâmplă acolo, alături de investiții și alături de efortul medicilor. Un eveniment foarte, foarte important, zic eu, poate cel mai important eveniment al spitalului într-un an de zile. E o retrospectivă a tot ce s-a făcut anul trecut, este un punct de plecare pentru viitor. Eu spun că Spitalul Slatina, Spitalul de Urgență, chiar dacă deservește tot județul, în mare parte deservește locuitorii municipiului nostru. Despre ce a fost și ce reprezintă astăzi Spitalul Slătinean au vorbit cei fără de care activitatea acestei instituții nu s-ar putea desfășura. Au făcut-o în cadrul unui film documentar care a lăsat să răzbată dincolo de imagine trăirile și zbaterile îngerilor în halate albe pentru fiecare pacient aflat în lupta cu suferința sau mai grav cu moartea. Despre locul în care este atât de multă suferință, speranță, deznădejde, încredere, moarte, viață. 40 de minute despre cei peste 2000 de oameni aflați în același loc, în același timp, bolnavi și vindecători. Niciodată nu vom ajunge la un nivel în care să spunem, gata, moartea, am învins-o. Deci trebuie să facem progrese, s-au făcut mari progrese, dar nu de ajuns. Dacă acest film ar fi dat și opiniei publice și nu într-un cer restrâns, poate numii din județul Olt, poate că ar fi benefic. Ar fi benefic să înțeleagă trăirile, zbaterile și mai mult suferințele care accentuează această profesie. Prima surpriză emoționantă pregătită de organizatori a fost devoalată astăzi când patru medici, dermatologul Constantin Badea, chirurgul Vasile Ștefan, psihiatrul Petru Grigore și chirurgul ortoped Constantin Popa, oamenii care și-au dăruit 4 decenii din viața acestui spital, au primit trofeul de excelență din partea președintelui Consiliului Județean Olt. În clasa 11 și a 12 am participat la muncă patriotică pentru ridicarea acestui spital. Mă simt mândru că fac parte dintr-un asemenea colectiv. Informațiile privind tehnicile moderne de tratare a pacienților folosite de către medicii celui mai important spital din județ sau prezentările făcute de unele somități din domeniu, invitate să ia parte la această manifestare, au dat manifestării caracterul unui schimb de experiență extrem de important pentru personalul unității medicale. Se prezintă în primul rând realizările Spitalului Județean, în dinamică, cu toți anii din urmă. Sunt impresionată și emoționată în același timp, chiar mi-au dat lacrimile. E foarte important, aflăm noutăți, ne vedem între noi medici. Zilele Medicale Slătinene vor continua mâine cu noi prezentări de specialitate realizate atât de personalul medical al Spitalului Județean de Urgență Slatina, cât și de somitățile medicale invitate la eveniment. Nu va lipsi nici surpriza promisă de organizatori. De această dată, conducerea spitalului își va arăta recunoștința pentru cadrele medicale medii.